Spune-te, ca să-mi facă pe jos. Fii atent. Am două cuvinte. Intimidare și șantaj. Intimidare și șantaj. Două cuvinte. Dracu, ai ajuns tu primar, mă. Adică, încerci întâi să-i sperii. Cu amenințări, cu pumnul dacă e nevoie. Sau, dacă nu cedează, îi șantajezi. Și dacă îi convingi, te umpli de bani. Ce deștept ești, mă, pupăză. Tocmai te-am făcut bogat. Vezi, mă, ce om bun sunt. Adică să bat copiii. Tare bun sfatul. Mă duc înapoi la handbal, la Dinamo. Ce copii, mă? Bă, tu termină cu tâmpenile. Eu vorbesc de datornici. Adică să mă fac recuperator. Exact. Și uite, nu mă opresc aici. Încă te mai ajut. Am aici lista de aur cu cei mai bogați oameni din zonă. Am pus-o pe Varvara să-mi fac o listă cu posibili sponsori de campanie. Ei, bă, de treabă, că eu nu-ți furt în case. Nu am de ce să vă mint. I-am lăsat pachetul lui Chiorete să vi-l dea. Măi, Grațelu, ia uite de tu la mine. Eu știu că sunt frumos, că sunt. Dar prost nu sunt, mă, fată. Ce pachet de droguri să capturezi tu, mă, la ora 6 dimineața fără echipa de intervenții cu tine? Că dar noi fi fost la mare să cauți droguri pe plajă. Păi nu pe mare, că nici nu m-ați lăsat să termin. Pe Dâmbovița. Și erau destule, cred. Nu știu, că nu mai m-am uitat de jur împrejur. Mă durea și capul, că nu băusem cafeaua și... Mă, te pomenești că s-o fi vărsat vreo șalupă pe Dâmbovița. Nu știu, posibil. O să verific personal, cu toate că știam că Dâmbovița nu-i navigabilă. Pe unde umbli Cocoșel? Cocoșel? Da. La dracu un praznic, șef. Am fost foarte repede la o încăierare, că s-a încăierat unul la groapa de gunoi și era și goi. Da? Da. Hai, continuă cu minciunile, să vedem la ce stadiu ajungi. Sunt foarte curios. Ce minciun, bre, că chiar s-a bătut unii acoale la groapa de gunoi. Și fără încă că s-a bătut și goi, dacă răcea. N-a vrut să se îmbrace, dracu neam. M-am și enervat. Patru capete șparte, două mâini rupte și 44 de vânătăi. Aoleo, nu mai spune. Nu mai spun. Hai, continuă cu minciunile. Dă înainte. Păi, gata, asta-i tot. S-a terminat, gata. Nu mai ai minciuni, a? Că ai marginares atunci. Dar ce să brecă? N-am făcut nimic al Nicuța. Eu nu m-am dat amenzi. Ce-am făcut? Îți zic eu ce ai făcut, Părere. Ce-am făcut? E adevărat, ai fost la groapa cu gunoi. Așa, pe Dar spun eu de ce ai fost. Ca să ascunzi pachetul cu droguri. De-aia ai fost. Și vii să ne amurești pe noi aici. Cu fiervei, cu bătăi, cu vânătăi, 43, 44. Ce droguri, bre? Alea pe care ți le-a dat Grațiela să mi le dai mie. Nu ți-ar plăcea să lucrezi la un birou ca ăsta? Să trag una, vrei să mă faci viceprimar? E, viceprimar, ai tu față de mici. Adică cum, mă? Doar viceprimar? Păi pentru tine trebuie ceva mai sus, mă, mai înalt, o funcție din asta. Și zugrav, să zugravești tavanul? Nu, mârlane, mă referam la afacerea aia pe care ți-am propus-o. Să atragem sponsorii de partea noastră și dacă iese pasența, bă, o să-ți fac un birou exact ca ăsta. Nu știu ce să zic, e cam riscant. Prefer să rămân-o la afacerea cu scutece. Ce scutece, mă, mârlane, că aia-i moartă. Hasan a vândut și ultimele perechi pe care le avea de la fiică-sa, de la Cicinuca. Da, eu mai am marfă. E aur, pupăză, dar nu vă dau nimic, că i-am ascuns, ca să nu-i găsiți. Mai nebunii, mă, cu scutecele alea. Uite, fii atent. Mă, îți cumpăr eu tot ce ți-a rămas. Cât vrei, mă, pe alea trei bucăți? Nu, mult. Undeva la... Știu, 3.000 de euro. 3.000? Ce? 3.000 de dracu să ia, mărlane! Come on!
te pupă. Primez mesaje insistente. Ce fac? Vrea presa să-ți afle părerea despre incendiu de ieri. Ce incendiu, dragă? Ce incendiu? Ce foc? Ce? Cum, dar tu n-ai aflat? A luat ieri foc într-un birou, un coș de gunoi plin cu hârtii de la o țigară. Ia auzi, dragă, și treia să știu eu asta. Bine că nu mă întreabă și cine fumează prin primărie. Ai, știi cum e presa, din orice nimic fac un subiect de senzație. Păi și ce nimic? Ăsta este subiect de senzație? Îi zic enormități, căci că ar fi ars o parte din primărie și că personalul de intervenție nu a intervenit cu extintoare. Da? Păi și de ce n-a intervenit? Fiindcă nu sunt extintoare. Cum nu sunt extintoare? Păi le-au furat. Le-au furat, normal, că totul se fură în țara asta. Dar nu le-au furat, că nici măcar n-au avut ce să fure. Pur și simplu, nu sunt pupăză. Și asta știe și presa, că nu sunt extintoare, ba mai mult, ci că tu ai fi organizat totul. Eu? Ce să organizez eu dacă tot îi spun că eu nu fac nimic? Că ai ascuns extintoarele și că n-ai vrut să se stingă focul. Da? Nu cumva auzi și că eu personal am dat foc? Fii atent. Speculează că ci că ai avea un interes să ardă niște documente compromițătoare și că tu ai ordonat ca pichetul de incendiu să fie golit. Trebuie să pui capac la speculațiile presei, că ăștia îți pot compromite campania dacă îți face poliția locală dosar de distrugere intenționată. Dar n-am nicio dovadă. Nu, dar îți pătează imaginea. Oricum te vor acuza de neglijență, că n-ai avut stingătoare în primărie. Bun, și ce să fac? Să-ți justifici lipsa voluntarilor și a stingătoarelor. Mai mult, să te scoți și tu, să zici că nu erai în primărie în momentul incendiului. Și unde eram? La un incendiu. La alt incendiu. Tu și voluntarii. De-aia nu erau stingătoarele în primărie, că erau la voi. Adică... Tu îți dai seama ce-mi ceri? Da, mă, dar pentru campanie merită, crede-mă. Trebuie să fii un erou care se luptă cu flăcările, cu flăcările. Auzi, spui, dacă tot sunt eu erou și mă lupt cu flăcările, nu salvez eu și un om de la incendiu, de la incinerare? Na, salvează-l pe Paliu, că ăsta i-a fumat deja. Am crezut că ai leșinat de la atâta muncă. Da, nu, e adevărat că sunt cam obosit, dar am constatat că și patul ăsta e cam obosit. Asta am văzut-o pe Varvara, că a urcat. Pe unde? Nu, s-a dus la baie, că era ocupat jos. A, da? Uh-huh. Bine, boss, mă bucur că ești bine. Mersi. Te las. Mersi mult. M-ai bruscat. Și ce vrei să afle toată lumea? Dar ce să se afle? Că i-am mințit că am un iubit la fabrica de brânză. Nu, știi, pomenești că asta nu te împiedică să înșeli. Pe cine să înșel? Pe tine sau pe el? Hai, lasă-o moartă. Și dacă nu vrei să se afle, de ce nu mă iei tu acasă la tine? Ți-am explicat foarte clar că n-am cum să te iau acasă la mine pentru că te-ar vedea colaboratorii și asta dă foarte prost la CV. Mai bine spune că nu sunt a ta. Bă, tocmai. Ești a mea. Și dacă dușmanii o să afle, o să te lichideze în secunda 1. Ca să lovească în mine. Te-am rugat frumos să-mi coși nasturele la cămașa asta acum 2 luni. Și dacă ai văzut că nu ți-l cos, ai preferat să stai așa în loc să pierzi 5 minute să ți-l cos singur? Deci ai făcut-o intenționat? Păi ce faci mă-ți face ambiția cu mine pentru păi un nasture? Păi ce m-am avaritat să-mi coși nasturile? Stai, nu tari! Mama, dacă stau o fără! Tu și să tai din gură când vorbesc eu! Că așa nu se mai poate. Păi corect că nu se mai poate, că e la început. Ai avut tu pe un să vină la mine să-ți spună să-i costă asta? Păi ai venit, mă, cu o floare la mine? Ai venit, mă, cu un salariu la mine, mă? Păi ai venit, mă, cu o haină de blană, mă? Păi nu uiți, mă, cine sunt eu, mă? Ura! Interesant. Da,
E clar că nu aveți leac, așa că o să vă încuip amândoi în dormitor, hai. Ce? Cum stai? Cum să ne am fobie la încuietoare, șefule? Nu mă duc, lasă-mă-n pace. Noi nu putem să stăm între patru pereți, că ne-ar strânge de gât. O, dar nu e niciun fel de problemă, asta nu mă deranjează, e fără zgomot, pentru mine e perfect. Nici gând. Sau dacă vrei, poți să aranjezi să-l acroșezi o mașină, de exemplu. N-ar fi rău. Da, perfect, atunci, uite, mâine am să dau ordin, asta numai în cazul în care promiți că astăzi faceți liniște totală. Așa? Mâine dau ordin și o lună de zile o să stea în spital. O să stea în spital? Da. Că calcă mașina, adică? Mă rog. Ai fost, că eu am glumit, adică ne mai certăm noi așa, că avem temperamente vulcanice, dar totul are o limită, adică e soțul meu. Da, dar să știi că și nervii mei au o limită. Aveți nervi scurți? În orice caz, mi-a plăcut intervenția ta fizică. Poate colaborăm. Ai, știu că ai. Vrei să spun adresele, că le știu? Măi, Varvara, alea nu sunt locuințele mele. Sunt ale primăriei, adică ale statului. Dar tu poți să le repartizezi cum vrei tu. Tu ești statul. Ele sunt locuințe sociale, pentru cazuri de necesitate. Eu am o necesitate. Ia auzi, te-ai expropriat și te-ai evacuat pentru caz de utilitate publică cumva? Caz de utilitate publică? Dar ce? Secretarea primarului nu e un caz de utilitate publică? Da? Păi dacă o luăm așa, și prostituatele sunt de utilitate publică. Vezi că ești în campanie și ar da bine să oferi locuințe angajaților primăriei. Da, adică să fac favoritisme. Dar nu e niciun favor, la cât mai ținut peste program, cred că merit, nu? Bine, mă, bine, bine, uite, ți-o dau pe aia de pe, de pe Moromeții 4. Cum Moromeții 4? Că e o cocină! Vreau și una impecabilă, să-mi invit iubitul în ea. Barbara, știi ce a spus părintele Cleopa? Răbdare, răbdare, răbdare. Nu știu și nu am, dar vreau. Răbdare? Nu, locuință. Uite, o vreau pe cea din Crizantemelor 3. Ia auzi, tocmai pe aia din Crizantemelor 3. E singura mobilată, complet mobilată. Ce, și ce are? Păi e complet mobilată, cum să-ți-o... Chitra. Hai, mă, răspunde, mă. Ai, Igor, șeful. Unde e Hasan? De unde să știu eu unde e Hasan? Fiindcă tu nu ești omul care să știe de glumă. Atunci te rog să nu mai glumești cu mine. Păi da, de când am vorbit de accident, Hasan a dispărut. Ai dat deja ordin să fie acroșat de mașină, nu? Nu l-a acroșat, dragă, nicio mașină, liniștește-te. Păi, mie să spui imediat la ce spital e. Nu e, dragă, la niciun spital. Oh, adică l-a acroșat mortal? Nu te-ai nebunit? Nu, dar mult nu mai am. Hasan nu a pățit absolut nimic, te rog să te calmezi. Dacă e așa, de ce nu apare? Probabil de drag ce este de tine, de aia nu apare. Te rog frumos, ai oamenii sub ordine, să-i pui, să-l caute și să-l aducă acasă, imediat. Te rog din sufletelul meu, șeful, dar te rog, te rog din suflet, că nu mai am liniște. Bine ai zis tu că vrei să... Bine, dragă, uite, o să rezolvăm. Calmează-te. Sună? Nu, că nu e semnal. Dă-te mai încolo, că e semnalul. Alo? Da, mă, Ghiță, știu că ăla e cuibușorul tău de nebunii. Dar ce să fac dacă tocmai Crizantemelor 3 o vrea? Ce crezi că mie îmi convine să pierd chiria lunară pe care mi-o dai tu? Cine? Hai, da, pa. Hai, bă! Gata, l-am adus, am venit să filmez cum victima incendiului îți mulțumește că l-ai salvat de la înnec. Asta, de la incendiu, trebuie mă lângă el acolo, ca să... Așa. Hai, cât... Atenție la mine, motor, lumini, operator, camere, acțiune! Și, dragii mei, victima salvată de mine a venit la primărie ca să mulțumească. Ce frumos din partea lui! Nu simt! De la arsură nu mai are sensibilitate, ce păcat de bietul om! Nu simt banii în palmă, banii pentru teatrul ăsta ieftin! Bă, tu ești tâmpit, ești idiot!
Reluăm. Bă, pe ce faci tu reluăm? Încă o dată că nu s-a văzut scuipatul. Ba, s-a văzut. S-a dat bine că s-a văzut. Dar ce bine s-a văzut scuipatul. Ia aici. Bă, dă că n-ai unde să-i pui și-i murdărești. Lasă că ți-i țin eu. Așa. Și merge și, atenție, acțiune! Dragii mei, victima salvată de mine a venit la primărie să-mi mulțumească. Ce frumos din partea lui! Mulțumește-mă! Nu m-ai plătit! Cum nu te-am plătit? Nu te-am plătit, Adineauri? Tu-ți mai joc de mine? Adineauri m-ai plătit pentru Adineauri. Acum reluăm. Fiecare dublă să plătește. Marca bani. Da, da, atenție! Reluăm dubla 8! Stai așa! Stai așa! Stop dubla 9! Toți nu! Lasă să meargă! Știi ce? Nu mai zice nimic. Merge? Da, dubla 10! Merge! Vai, săracu! Nici nu mai poate vorbi că ce are corzile vocale arse! Da, așa e! Vedeți? Iată cum am salvat eu un suflet din flăcări! Arzătear focul! Și cameramanul se plătește! Și cameramanul? Exact! Păi de ce? Păi de ce? Că l-am adus pe ăsta, l-am învățat ce să spui, l-am educat! Plus că prostia și biciuna se plătește pe păză, hai! Marcă banul! Ești perfect! Sper că n-ai filmat și asta! Nu, deloc! Stop! Hai, bă, să lingem obelii! Mă arzi cu obelii? Te arată, te arată! Hai! Am greșit, am greșit! Dacă difuzezi înregistrarea, îl faci pe Paliu erou! Și o să te șantajeze non-stop în schimbul tăcerii. Vede? Așa e dacă intri în cocină, te mănâncă porcii! Salvează și tu altceva! Ce vorbești, alt porc? Nu mai risc! Nu risca, salvează un obiect valoros din flăcări. Da. Să creadă lumea că atunci când intru într-o casă în flăcări, mă repet direct la ceva valoros. Păi nu o să mă acuze de furt. Da, ok, atunci nu valoros. Ceva, ceva cu valoare simbolică. Pentru proprietar? A, știu! Un bibelou comunist ca să câștig voturile pensionarilor nostalgici. Un pește de sticlă ceva. Mai bine ceva simbolic pentru București, ca să câștigi voturile tuturor. O groapă în asfalt. Mai bine peștele de sticlă. Hei, ai semnat că îmi dai crizantemelor 3? Dar tu ai anunțat presa că am fost plecat la alt incendiu? Da, au și venit, dar ai semnat? Moromeților 4, da. Nu, crizantemelor 3. Și dacă nu semnezi crizantemelor 3, o să ia foc toată primăria, inclusiv biroul ăsta. Bine, dragă, bine, bine, o să semnez. Și ce semnezi? Hai, repete după mine. Crizantemelor 3. Crizantemelor 3. Crizantemelor 3. Așa. Și să nu uiți că s-a terminat jucăria. Și nu mai duci după mine cu zahărelul, da? Mulțumesc, valet. Grădinița e la parter. Ar trebui să o concediați. Domn primar. Da. Am venit să aflăm și noi niște detalii picante despre incendiul la care ați participat. Se poate? A, da, 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 da. Stați. Deci, acțiune. Când am ajuns acolo, focul era în apogeu. Erau niște flăcări mari de tot. Mi-am intrat exact prin mijlocul lor și m-am dus și am salvat acest obiect, care este un simbol de marcă al Bucureștiului. Wow! Flacără mare, a? Dar nu sunteți ars. Nu se vede că sunt ars pe dedesubt, pe sub haine, pe sub... Și la ce adresă a fost incendiu? La crizantemelor 3. Mersi. L-ați găsit, mă? Cum? Ce-ați făcut, mă, boilor? Băi, asta ne mai trebuia, mă, acum. Ce i-au făcut? Am auzit tot. Și dacă tot ai auzit tot, ce mai întrebi? Am auzit tot ce ai zis tu, de ce i-au făcut? Nu i-au făcut nimic, doar că el a fugit de ei. De-aia i-ai făcut boi. Nu, ei au respectat ordinul și ordinul meu era să-l prindă și să-l aduc aici. Și? Și i-au barat calea cu o mașină, doar că în loc să se oprească, el s-a izbit de mașina respectivă. A, și te pomenești că le-a răsturnat mașina și de panică oamenii tăi au descărcat încărcătoarele în el. Le-a răsturnat mașina? Nu,
N-au descărcat niciun încărcător în el, din contră, i-au acordat primul ajutor. Mai bine zis, ultimul ajutor. Am înțeles. N-ai înțeles nimic, Ava. Am venit să te invit la noua mea locuință. Iartă-mă, dar nu-i momentul potrivit. Tocmai am aflat că Hasan... N-o să te mai deranjeze nici Hasan, nici nimeni. Ieri am primit cheile. Crizantemelor 3. Sper că nu e la Titu. Nu, dar e mult mai bună decât la obor. Hai! Adevărul e că nu prea am chef să lucrez, așa că... nu-mi e o idee rea. Să rezist. 3, 2, 1. Ți-ai bătut joc de mine cum nimeni n-a mai făcut-o până acum și nici nu o să mai apuce să o facă. Stai, dragă, liniștită, că n-are nicio legătură cu tine. Întâmplător are. Mi-ai dat foc la casă. Am făcut un mic foc acolo ca să justific faptul că era incendiu. Dar de ce trebuia fix acolo un incendiu? Fiindcă, sigur, jurnaliștii ar fi vrut să vadă locul unde și-a riscat viața primarul. Dacă nu era nimic azi, m-ar fi făcut mincinos. Ai ales special fix locuința din Crizantemelor 3 și aia era cea mai frumoasă. N-am față de ea sau cum? Nu, stai, dragă, că eu n-am ales-o special. Adică mă gândisem la aia din Moromeții 4, care era o coace. Adică aia chiar nu conta. Dar m-a tot bătut tu la cap cu Crizantemelor 3, că adresa asta am spus-o jurnaliștilor. Dacă află, Ig... iubitul meu, ce ai făcut? O să iasă rău. Vezi tu. Bună, iubițelul meu. Bună. O să aflu în cel mai scurt timp cine a dat foc la casă. Ăsta este un semn foarte clar că dușmanii mei știu că am fost acolo cu tine, iar până la ora asta deja am mutilat doi dintr-o bandă adversă. Păi da, da, stai să-ți explic. Nu sunt de vină ei. Ba da, ei sunt de vină și i-am mutilat pentru că și-au bătut joc de mine. Au spus că primarul a dat foc la casă. Păi chiar așa a fost. Cum adică? Vrei să spui că el îți dă locuința și tot el o distruge? A dat media adresa că acolo a fost un incendiu și trebuia să... Ah, cu alte cuvinte, tot orașul știe adresa noastră. Ce să spun, atâta discreție mă scoate din balamale. Igor, Igor, mă urmăresc doi mafioți, ci că și-au luat-o pe coașă din cauza mea, că am incendiat locuința. Nu înțeleg de ce ai venit la mine în cazul ăsta. Păi au zis că vor să mă mutileze cum le-ai făcut tu lor. De, ce să-i faci dacă iubitul meu mutilează oameni? Adică iubitul meu de la fabrica de brânză. Pff, mare smardoi. Vorbesc eu cu el și nu te mai deranjează nimeni. Da, 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 de ce au zis de Igor? Ori au crezut că iubitul meu lucrează pentru Igor, ori au vrut să dea vina pe el. Da, bine, Igor, care vreți, care puteți, salvați-mă, salvați-mă! Însă, își cer și eu ceva în schimb. Da, îți renovez crizantemelor, de nici nu o să o mai recunoști, o să fac boboc! Ne, crizantemelor nu mai e de nivelul meu. Ah, accept și moromeților, ce modest este, asta-mi place la tine! Vreau un penthouse în centru. În centru, da. Știi că în centru sunt doar apartamente, nu există penthouse. Îl faci. Cumperi ultimul etaj și după unesc eu apartamentele. Bine, dar nu mai scapă, mă, de mafioți. Alo, 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 fără generalizări, că te fac eu să te scap pe tine. A, nu, nu, adică nu era, știi, e vorba aia, persoanele de față se exclud. Adică se exclud în sensul de, nu că, nu, ele sunt, dar se, adică, înțelegeți cam ce vreau să spun când sunt în starea asta. Da. Așa. O cafea? Vă dau și cafea, dacă doriți. Prietena mea. Ce mă fac eu fără tine atâta timp? O să sufăr. Cine mai sare la nevoie? Mulțumesc, șefule! Nu e cazul să mulțumești. Eu ar trebui să-mi cer scuze pentru că oamenii mei au fost puțin cam neciopliți. Ba, deloc, șefule, chiar au fost bine ciopliți, că în loc să mă lovească cu mașina, doar mi-au blocat drumul. Cum adică nu te-au lovit cu mașina? Știu că ăsta a fost ordinul tău, șefule, să mă lovească mașina. Ce ordin, mă? Păi am auzit eu când îi spuneai lui Emma să mă lovească mașina și de-aia m-am speriat și am fugit din vil. A, deci ai tras cu urechea. He, un pic așa, da. Acum te rog și eu ceva, șefule, ca de la bărbat la bărbat, la manu a manu. S-o calce și pe aia, dar nu mașina, camion. Mărăzane, asta se poate rezolva foarte ușor, dar aș vrea să spun ceva. Între tine și ea e o mare diferență. Știu, 30 de kg în viu, de-aia vreau camion.
Nu. Între tine și ea, diferența este că ea a glumit când a spus ce a spus. Asta n-am de unde să știu. Păi n-ai de unde să știi pentru că ai fugit. Păi am fugit, că cine știe ce mai punea ea la cale. De-aia mai bine s-o calce tine. Iubirea mea de întors și de întreg. Să știi că nu te-am crezut și mi-am luat măsuri de precauție. Da? Măsuri că nu o să-ți facă șeful nimic rău? Ce măsuri? Am și eu antenele mele. Ai fost filat toată ziua. Vezi că știu de apartamentul ăla din centru. Așa că dacă o să ne lupățea ceva, eu intram peste tine și ieșeam la sol. Ce să zic, bine că n-a pățit nimic. Da, e minunat. Hai cu mine. Iartă-mă. Să știi că n-am dormit bine de lungă azi noapte. Trebuie să-mi faci un masaj. Păi cu ce să-ți fac? Cu ce ai, păpuș? Mă luăm, mamă. Lasă mutra asta, că nu-i cazul. Ba da, n-am visat niciodată să am așa o casă. Păi nici nu e cazul să mai visezi, așa că trezește-te și înapoiază cât mai repede apartamentul. Dar nu se poate. Apoi am reușit să fac și o rostă căsuță frumoasă. Nu-ți dau niciun ban de amenajare și pe lângă asta am fost deconspirat, așa că la revedere. Da, cine te-a întors în halul ăsta? Pupăză, îi dau foc la birou. Nu m-a întors Pupăză, ci Emma. Din cauza lui Hasan. Emma, și matracuca aia se bagă peste mine. Nu, asta-i dau foc în somn. Sunt înconjurat de piromani. Mai tare. Mai sus. Mai sus. Și mai jos. Mai sus, măi. Da, acolo, acolo. Dar pune și altă mânuță. Păi clare, să-mi pun că-i moartă. Aoleu, da, am uitat. Apropo, că mi-am amintit. Ce ziceai tu, iubirea mea? Ce zici? Să mă calce tirul? Nu. Glumite, iubire. Da, dar vreau să zic că de aici se naște dragostea adevărată, că vine tu până în centru, după mine, să mă salvezi. Ai glumit. Măi, Emma. Din cauza ta am pierdut eu un etaj întreg. Pe care mi-ați recomandat-o, cum să faci afaceri online. Am citit-o de sparță în sparță. Adică, pe partea asta, că înăuntru mai are niște coperți, dar nu cred că e important, că e mai subțire. Astea groase importante. Să-mi intre cap. Și mi-a intrat. Păturul ăsta. Băi, la cât ai vândut numai aseară și în dimineața asta, îți cumperi singur dubiță și nu mai ai nevoie de nimeni să te ajute cu transportul. Apropo, unde sunt banii de pe marfă? Nu sunt, că n-am încasat. Cum adică mă n-ai încasat? Spune-mă pe ce ai cheltuit banii, îți mă duc să iau înapoi. Păi nimic, că am dat pe datorie. Ai dat pe datorie. Da? Rău, Pupăză. Oh, uite-l și pe agentul rătăcitor, care umblă el după cai verzi pe pereți. Și până la urmă, cu animalele care îmi place, cu alea umplu până la... Mai rog, tot un drag. Mă, tu faci orice. Numai ce te-am rugat eu să faci, nu faci. Ce? Ai zis că ești ochii și urechile mele? Da. Bun. Atunci înseamnă că eu sunt și orb și surd. Păi ce fel de urechi și de ochi ești tu când... Tu nu mă anunți că oponenții mei aleargă să mă pună la pământ și tu nu mă înștiințezi. Cum nu, Pupăză, că ți-am zis, băi, Pupăză? Ce ai zis, Chiorete? Așa, cu jumătate de gură, că poate nu sunt atent. Păi vezi și tu, că poate sunt stresat, poate sunt obosit, poate am treabă. Insistă, mă, insistă, fă ceva ca să-mi spui. Așa e omul devotat. Păi da, sunt devotat, cu cerul și pământ. Că și-aș fi și mai demotat, numai că eu am sarcini de cirvigă. Auzi, când... ce auzi, stai. Eu zic mai bine să recunoști că ești plătit de oponenta mea, de Cleopatra Ciolan. Ce Cleopatra Pupăză? Mă, tu te vezi împărat? Cezar, împăratul Cezar! Ave Cezar, muritorii te salutan!
Da. Scuză-mă, sire, dar nu v-am recunoscut. Așa este, sânge. Nu, nu, Chiorete, nu. Eu sunt pupăză. Unicul pupăză și mai mult decât atât. Bă, nu ți-e rușin, bă. Du-te, mă, la muncă, bă, pentru că te-ai obișnuit să stai în biroul ăla, să te îmbui cu floricele și cu cafele ce faceți voi acolo. La muncă, Chiorete, la muncă, dacă vrei să-ți arogi niște merite. La muncă! Să trăi. La muncă. Parcă n-aș munci, bă. Cezar, muritorii mă salut. Eu sunt Cezar. Emma! Pe cai! Ce cai? Pe iepe! Pe iepe, pentru că tu ești pe direcția feminină. Băi, pupăză, îmi pare rău, dar eu nu am timp. Eu am o grămadă de acasă. Măi, după câte văd eu așa, parcă observ o sclipire așa de ezitare în ochii tăi. Te întreb eu pe tine, ce faci tu dacă eu pic? Eu, cel puțin, am strâns așa ceva o sânză, dar tu? Ei, stai liniștit, că am și eu celulită. Și ce te-ai gândit, mă, să-ți faci tu ambiția cu mine pentru un astfel? Nu-mi întoarce spatele! Faci ambiția, mă! Mă, nu da acum, că dacă stau cu Petre în dinți, te rup! Ura! Da, singură și tu nu râde la mine! Nu puțin, că n-am, că să-i tâmpii, mă, băiatule! Că s-a terminat jucăria, nu mai duci după mine cu... Nu mă mai duci, mă, nu mă mai duci. Dacă nu mă mai duci, nu mă mai duci. Uiți, că s-a terminat jucăria, nu mă mai duci după mine cu zahărelul. Mulțumesc. În grădinița e la parter. Siria, nu mai știu ce trebuie să zic. A, tu de-aia că ai ținut-o minte pe asta. Dă-i, mă, și asta e că eu am de zis... Au rămas între să-i zic ei ceva sau nu mai... N-am zis nimic. În grădinița e la parter. Și borderul după colț. Bună ziua, domn primar. Bună ziua. Hai încă o dată, bă, nu pot să zic asta. În grădinița e la parter. Cine e asta? Nu știu, eu mă duc până la parter. 20 de minute, cam înțeles că e un loc mișto acolo.